Alexandru Băișanu s-a declarat total împotriva unor acțiuni ale celor două partide aflate la putere și îi acuză pe conducătorii la nivel județean ai acestora că nu fac altceva decât să își bată joc de banul public. În ceea ce privește starea drumurilor, Băișanu a afirmat despre președintele Consiliului Județean Suceava și totodată președintele Partidului Democrat Liberal Suceava că, deși promite mereu modernizarea, până în prezent nu s-a realizat nimic. Au venit puhoi rând pe rând, de la președintele actual al României, la primul ministru al PDL-ului, nu al României, la ministrul transporturilor și o întreagă echipă, să promită că se vor face mii de kilometri de drumuri în județul Suceava. De când Gheorghe Flutur este președintele Consiliului Județean, în județul Suceava, iată că de un an de zile, nu s-a construit, nu s-a făcut, nu s-a dat în lucru nici măcar un centimetru de drum județean. În schimb, se clamează că se vor face. Partidul Democrat Liberal și PSD-ul vorbesc numai la viitor, numai la nivel de promisiune. În rest, în spate, nu lasă absolut nimic decât pârjol. În ceea ce privește construirea unui bloc pentru medicii rezidenți chiar în curtea spitalului județean, Băișanu a afirmat că Partidul Național Liberal nu s-a implicat în niciun fel în discuții, numai pentru a-și lăsa adversarii politici să se dea în spectacol. Băișanu a propus chiar și o soluție pentru rezolvarea acestei situații. Blocul să fie construit la 100 de metri de spital, iar liderii PSD și PDL să își dea demisia pentru a avea timp să se ocupe de construcții. Îi rugăm pe cei care au încercat și pe vremea PSD-ului și acum pe vremea PDL-ului să-și dea demisia, să-și facă firme imobiliare și să apuce de construit blocuri acolo unde și-au cumpărat pământuri sau acolo unde le-au lăsat părinții moștenire pământuri, nu în curtea spitalului din județul Suceava. Băișanu nu a ratat nici mult disputatul subiect al aeroportului Salcea. Dacă în ceea ce îl privește pe deputatul social-democrat Cătălin Nechifor, Băișanu s-a rezumat la a-l întreba pe acesta care a fost contribuția partidului său în cei 12 ani de guvernare, când a venit vorba de Gheorghe Flutur, reacția liberalului a fost mult mai critică. Gheorghe Flutur nu face absolut nimic, ba din contră, se autoerijează în omul care a adus avioanele în Suceava, cursele acestea spre Viena, spre Veneția și așa mai departe. A făcut lucrul ăsta și face lucrul ăsta așa cum a reușit să aducă și lumina de la Lumina Sfântă de la Ierusalim, cu toate că nu era treaba lui. Pentru asta avem preoți, avem oameni cu har ca să facă, să aducă lumina de la Mormântul Sfânt. Iar pentru aeroport ar trebui să avem un președinte de Consiliul Județean. Președinte de Consiliul Județean care aduce lumină, care face ouă și bazaconii în centrul Sucevei, care aduce mocănițe și așa mai departe, în loc să folosească banii Consiliului Județean, banii noștri a contribuabililor pentru a rezolva parte din problemele aeroportului, vedem doar spectacole de prost gust și interes doar pentru spectacol și doar pentru manifestări care să aducă voturi. Indiferent de modul în care aceste probleme se vor rezolva, concluzia Partidului Național Liberal este certă. Guvernarea actuală este una dezastruoasă care nu va mai rezista mult. Ne-am săturat de scandalurile dintre PSD și PDL și așteptăm în cel mai scurt timp ca această guvernare dezastruoasă să ia sfârșit prin ruperea acestei alianțe monstruoase, care nu a făcut decât să aducă la putere două partide hămesite de bani și de dorința de a se înfructa din bani publici.